Binecuvântat să fie Tatăl nostru Ceresc. El este singurul Dumnezeu adevărat. Despre El vrem să învățăm din nou în această seară. Potrivit cu prezentarea de sine care și-a făcut-o în Cartea Deuteronom, capitolul 34, versetele 6 și 7, am ajuns la cea de-a treia expresie. Domnul Dumnezeu este plin de îndurare, milostiv și astăzi vom vedea sau ne vom reaminti cum este încet la mânie. Poate pentru unii e de neînțeles cum Dumnezeu are mânie. Da, mânia divină este reacția lui față de păcat. În Romani, capitolul 1, versetul 18, avem o definire foarte concretă a declanșării mâniei lui Dumnezeu în cazul oricărui păcat. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dumnezeu le-a spus mereu la evrei că dacă păcătuiesc, se stârnește mânia lui. Totuși, El le-a spus că este încet la mânie. Cum este Dumnezeu cu o reacție promptă de mânie față de păcat și totuși încet la mânie? Încet la mânie înseamnă o atitudine de amânare a execuției pedepsei pentru păcat. În Psalmul 78 este scris în versetele 38 și 39 cu referire la evrei, poporul de care Dumnezeu s-a ocupat în mod special, totuși în îndurarea lui iartă nelegiuirea și nu nimicește, își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. Mânia lui Dumnezeu o întâlnim în Scripturi sub aceste două expresii, mânie și urgie. El și-a adus deci aminte că ei nu erau decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. Deci Dumnezeu, dacă și-ar declanșa în mod automat și definitiv mânia, i-ar topi pe oameni. Dar pentru că știe condiția în care trăim, adesea își manifestă această atitudine de încet la mânie și amână să declanșeze pedeapsa pentru păcat. Să observăm ca și în lecțiile anterioare, afirmațiile biblice care sunt foarte concrete referitor la mânia lui Dumnezeu, la felul său de a fi încet la mânie. În cartea Naum, capitolul 1, citim cum se împletește mânia divină cu celelalte atitudini ale sale, care par a-L prezenta un Dumnezeu foarte binevoitor, foarte blând. Totuși trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este. Naum, capitolul 1, versetele 2 și 3. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe rășmașii lui. Și totuși, scrie în versetul următor, Domnul este de lung răbdător. El are mânie, dar este încet în a-și o manifesta datorită îndelungii sale răbdări. Dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. În același timp, citim pe aceeași pagină din Mica, capitolul 7, pentru a vedea cum se reține Dumnezeu în mânia lui să nu pedepsească, deși, potrivit sfințeniei sale, ar lua o atitudine promptă față de orice păcat, Mica 7 cu 18 la 20, care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiții tale? El nu-și ține mânia pe vecie, îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiurile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Vei da cu credincioșie lui Iacov și vei ținea cu îndurare față de Avram ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinioară.
Aceste expresii care arată cum este Dumnezeu, rostite mai întâi de sine, au fost repetate mereu de cei ce l-au cunoscut. Fie în rugăciunile lor, ca Moise, care se ruga, Doamne, Tu ai promis, mie mi-ai spus, eu Te-am auzit, că ești încet la mânie, când a fost cazul evreilor din pustie. Citim din Numeri, capitolul 14. Cuvinte care le putem folosi și noi, după modelul biblic, citesc de la versetul 17 la 20. Acum să se arate puterea Domnului în mărirea ei, cum ai spus când ai zis, Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate. Versetul 19. Iartă, dar fără drept poporului acestuia, după mărirea îndurării tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Și Domnul a zis, iert cum ai cerut. Dar știți ce scrie în versetele următoare? Asta nu înseamnă că nu o să-mi închei conturile cu ei. Dar voi fi încet la mânie cum am promis. Nemia, în rugăciunea din capitolul 9, din nou folosește aceleași expresii, căutând să-L înduplece pe Dumnezeu, Doamne, Tu ești încet la mânie. Chiar dacă atitudinea Ta de mânie este corectă față de starea lor. În aceste condiții, fiindcă Dumnezeu este încet la mânie, asistăm la următoarele posibilități. Mânia Domnului se poate amâna. Să ne amintim de Solomon, citesc din cartea 1 Regi, capitolul 11. El a păcătuit grav prin construirea unor temple păgâne în apropierea templului Dumnezeu pe care el avusese harul să-l construiască. Dar, scrie aici, 1 Regi 11 de la versetul 11, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale pentru tatăl tău David, ci din mâna fiului tău o voi rupe. Aplic pedeapsa, a spus Dumnezeu, da, în generația următoare. Cazul lui Ahab poate este mai evident. A fost un împărat foarte rău. Scrie în 1 Împărați, capitolul 21, de la versetul 27, cuvinte rostite după crima împotriva casei lui Nabot. Domnul a vorbit prin prorocul Ilie în condiția în care Ahab s-a smerit, citim. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup. A postit, se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și nu uitați, era împăratul. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tișbitul astfel, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce norocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce norocirea casei lui. Tot s-a executat pedeapsa divină, dar s-a amânat. Altă posibilitate. Pedepsele divine pot fi limitate. Adică ceea ce s-a executat până la un moment dat rămâne și ce ar mai fi fost de executat se suspendă, ca și cum ar interveni o grațiere, o întrerupere a pedepsei. Citim în 2 Samuel, capitolul 24, despre pedeapsa în urma numărătorii poruncite de împăratul David. Domnul a lovit poporul care de altfel era vinovat. Citim de la versetul 15. Domnul a trimis ciuma în Israel de dimineața până la vremea hotărâtă. Și din Dan până la Berșeva au murit 70.000 de oameni din popor. Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul, destul, trageți mâna acum. Îngerul Domnului era lângă area lui Arafna Iebusitul și acolo David, și cum știm, este scris cu bătrânii, au stat înaintea Domnului și s-a oprit mânia Domnului. Mai avem altă situație în vremea lui Roboam. După 5 ani de domnie s-a îndepărtat de Domnul
Și Dumnezeu a trimis asupra lui pe Șișac, împăratul Egiptului, care a luat scuturile de aur confecționate de Solomon și putea să ducă toate în robie, pentru că îl învinsese, să ia ca pradă de război toate comorile Ierusalimului. Dar Dumnezeu s-a oprit pentru că s-a osmerit. Cu alte cuvinte, atât. O a treia posibilitate, asta e cea mai tristă. Mânia divină să ducă la nimicirea totală a celor care au păcătuit. Așa cum s-a întâmplat în cazul egiptenilor. Dumnezeu a zdrobit Egiptul, apoi armata care i-a urmărit pe evrei în Marea Roșie a murit în întregime. După cum este menționat în cântarea din Exod capitolul 15. Dumnezeu a avertizat, vă citesc din Deuteronom 29, că pentru situații de vinovăție mai mare, s-ar putea să nu se mai poată nici interveni cu mijlocire și să nu se mai amâne mânia lui Dumnezeu, să nu se mai poată suspenda. Deuteronom 29, citesc de la versetul 19. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestuia, încheiat cu jurământ, să nu se laude inima lui și să zică: voi avea pacea chiar dacă aș urma după porninimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Pe acela Domnul nu-l va ierta, ci atunci mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemurile scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Ceva de genul acesta s-a întâmplat cu Acan. A mai avut vreo ocazie? Pentru că el nu s-a pocăit la vreme, mânia Domnului s-a declanșat, poporul n-a mai avut biruință și fiind descoperit la sorți, Dumnezeu a decis să fie nimicit el împreună cu toată casa lui. Deci, mânia Domnului se poate amâna, se poate suspenda, dar poate să ducă și la o executare fără drept de recurs. Cu o pedeapsă maximă, întreagă, plata păcatului este moarte. Și nu uitați, nimeni nu poate sta împotriva mâniei lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu pronunță o sentință, dacă vrea să pedepsească pe cineva, este scris în Psalmul 76, versetul 7, cât de înfricoșat ești tu, cine poate să stea împotrivă când îți spugnește mânia? Nimeni. În fața lui Dumnezeu, duhurile cad în leșin. Împăratul Nebucadnețar a gustat asta și după ce și-a venit în fire, așa ca fiul risipitor, spunea el în comunicatul către Imperiu, Daniel, capitolul 4, versetul 35, toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerului și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui. Nici se zică ce face. Așadar, să știm cu cine avem a face. Cum spunea și prorocul Naum în cartea sa, capitolul 1, versetul 6, cine poate sta înaintea orgiei lui? Cine poate ținea piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Dar la fel de ușor se poate ca exprimarea asta să fie socotită figurativă, nici imperiile, nici munții, nici oamenii mari, nici nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Domnului. Să luăm câteva exemple biblice pentru a ne face mai înțeleși și a-L cunoaște mai bine pe Domnul. În primul rând, câteva cazuri în care se arată cât de repede se declanșează mânia lui Dumnezeu. Pentru a vedea mai bine ce înseamnă încet la mânie. Pentru că din oficiu, urgent, mânia Domnului se declanșează, cum am citit de la început în Romanul 18, împotriva oricărui păcat. În cartea Deuteronom, capitolul 13, versetul 17, citim: nimic din ce va fi blestemat ca să fie nimicit cu desăvârșire să nu se lipească de mâna ta, pentru ca Domnul să se întoarcă, și ascultați cu atenție, din iuțimea mâniei lui.
Deci, fiind vorba de păcat, Dumnezeu este iute la mânie. Numai că întregul atributilor sale îl face în anumite condiții să fie încet la mânie. Să ne amintim de mânia Domnului zbunită împotriva cârtirilor din pustie. Citim Numeri, capitolul 11. Când n-au fost mulțumiți cu mâncarea. Versetul 1. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului zicând că îi merge rău. Când a auzit, Domnul s-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Asta pe loc. Versetul 10. Moise a auzit pe popor plângând fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat. Versetul 33. Pe când carnele era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu orgie foarte mare. La fel s-a întâmplat și în cazul revoltei sau a revoltei de după revolta lui Core, numărul 16. Alt caz. Mânia Domnului împotriva cuvintelor lui Aron și a Mariei. Rămânem aici, numărul 12. Au vorbit împotriva lui, ei ca doi frați ai lui. Citesc versetul 9. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Deci iată că mânia Domnului se declanșează foarte repede. Vorbim de iuțimea mâniei lui Dumnezeu. Alt caz. Mânia Domnului împotriva nerespectării condițiilor de uz ale chivotului Domnului de către Uza. A întins mâna. Vă amintiți evenimentul? L-a lovit Domnul pe loc, acolo lângă car. S-au întristat, dar Dumnezeu a operat de câteva ori în regim de urgență în mânia sa ca să-i facă să înțeleagă cât de rapid acționează Domnul împotriva oricărei necinstiri, împotriva oricărui păcat. Să luăm acum câteva cazuri care parcă ar arăta contrarul. De fapt, acestea împreună scot în evidență faptul că Dumnezeu se mânie în orice vreme, cum spune în Psalmul 7 cu 11, dar că în același timp este încet la mânie în bunătatea sa. Dar mânie are. Să ne amintim de mânia Domnului împotriva dorinței lui Balaam de a intra într-o lucrare fără voia Domnului. Nu a condus imediat la lepădarea și nimicirea lui, dar finalul a fost același. În Numeri 22, de la versetul 15, citim că Balaam a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele din tâi. Au ajuns la... Deci Balac a trimis la Balaam și Balaam îi zice, versetul 18, foarte categoric, să-mi dea Balac chiar și casa lui plin de argint și de aur, tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului. Pentru că fie mic, fie mare, stârnește mânia Domnului. Dacă ar fi să raportăm vorbele lui la lecția noastră. Totuși, a vrut să încerce. Și Dumnezeu a dat libertate. A plecat. Putea îngerul să-l omoare. Chiar îi spune la un moment dat că l-a salvat de fapt măgărița prin atitudinea ei. Ce-i mai surprinzător câtă îngăduință are Dumnezeu în anumite situații este în ceea ce scrie aici de la versetul 34. Balaam a zis îngerul Domnului, am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum și acum dacă nu găsești că e bine ce fac, eu mă voi întoarce. Îngerul Domnului a zis lui Balaam, du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și Balaam a plecat înaintea căpetenului Balac. S-a ținut de porunca aceasta. Dar până în final tot a ieșuat. Pentru că îi spune aici în versetul 32, drumul pe care merge și un drum care duce la pierzare înaintea mea, i-a spus îngerul Domnului, ca și cuvânt direct de la Dumnezeu. Totuși l-a îngăduit. Ne mirăm uneori de ce pe unii Dumnezeu îi îngăduie. Cu siguranță că în primul moment al neascultării s-a declanșat mânia divină. Da, Dumnezeu este încet la mânie. Și cum spune Psalmul 50, eu am tăcut și tu ai crezut că sunt indiferent, nici vorbă.
Să luăm un alt caz. Mânia Domnului amânată în cazul dinastiilor vinovate din Israel, dinastia lui Ieroboam, a lui Baeș, a lui Omri. Împărați răi. Pe Ieroboam l-a îngăduit Dumnezeu 20 de ani. Încă pe fiul lui 2 ani. La Baeșa de asemenea, 20 și mai mult de ani. Fiul său și atât. La Omri a îngăduit Dumnezeu pe Omri, pe Ahab și pe câțiva din copiii lui. Dar apoi tot și-a rostit sentința în cazul lor. Dar i-a îngăduit multă vreme. Așa înțelegem că Dumnezeu este încet la mânie. Și poate cel mai evident caz care arată că Dumnezeu este încet la mânie rezultă din faptul că mânia aprinsă a Domnului împotriva lui Israel nu s-a revărsat imediat, ci numai după atenționări și păcătuiri repetate. Dar în final, tot s-a declanșat și pedeapsa, tot s-a executat. Știți că mânia Domnului s-a aprins în momentul confecționării vițelului de aur în pustie. Exod capitolul 32. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, coboară urgent. Citesc versetul 10. Acum lasă-mă. Mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui. Doar focul era acolo, la Sinai. Și Moise intervine. Și i-a îngăduit Dumnezeu. I-a mai lovit. I-a lăsat. Un cuvânt care exprimă foarte bine această amânare este în cartea a doua, Cronicilor, capitolul 36. Citesc de la versetul 15. Domnul Dumnezeu părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să înștiințeze că își voia să cruțe pe poporul său și locașul său, dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și-au râs de prorocii lui. Și ascultați, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Exact cum scrie în Proverbe, unde e enunțat principiul, cine se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit odată și fără leac. Dumnezeu tot amână, tot îngăduie, lasă o parte de mânie. Și oamenii nu înțeleg că Dumnezeu deja este aprins de mânie, dar în dragostea lui mai îndură, mai așteaptă. Exact același aspect îl observa și Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, pentru că și el a avut multe probleme cu iudeii. Și atunci Dumnezeu i-a lăsat. L-au răstignit pe Domnul. I-au prigonit pe apostoli, biserica de la Ierusalim. Dar în anul 70 i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Da, și a fost fără leac. A fost îngrozitor ceea ce s-a întâmplat. Istoria, în mod deosebit, istoricul de origine evreiască, Iosif Flavius, arată că au murit peste 1 milion de evrei. Citim 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 15 și 16. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci și pe noi ne-au prigonit. Nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Și n-au înțeles evreii după o istorie de mii de ani. Să ne ajute Domnul noi să pricepem. În urma a ceea ce am spus, care sunt aplicațiile acestei lecții? Ce trebuie să înțelegem noi? În primul și în primul rând, să trăim atenți. Aici intră pe rol frica de Domnul. Să nu păcătuim, să nu se declanșeze mânia sfântă. Asta în toate privințele. Când predicăm în adunare, scrie în Eclesiastul capitolul 5, să fim atenți ce vorbim, când luăm o juruință, poate aici, în casa Domnului, juruință bună.
Nu cumva să stârnim mânia divină și să spunem apoi, m-am pripit. Avram, când a vorbit cu Dumnezeu mijlocirea pentru Sodoma, știți ce spunea la un moment dat? Genesa, capitolul 18, versetul 30. Să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Iată cât de atenți ar trebui să fim în toate cuvintele noastre. Versetul 32. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Un cuvânt în plus, să-l spunem doar cu grijă. Doamne, ajută-ne să fim atenți pentru ca nu cumva să stârnim mânia divină. Dumnezeu a instituit sistemul levitic și preoțesc în mijlocul taberei lui Israel, ascultați ce scrie în cartea Numeri, capitolul 1, versetele 52 și 53, copiii lui Israel să tăbărască fiecare în tabăra lui, fiecare lângă steagul lui după cetele lui, dar leviții să tăbărască în jurul cortului întâlnirii, pentru ca să nu izbucnească mânia mea împotriva adunării lui Israel și leviții să aibă paza cortului întâlnirii. Trebuia să fie foarte atenți, ei vegheau. Vă amintiți că la un moment dat Aron, repede, a luat cădelnița și s-a dus să tămâieze, ca nu cumva să se declanșeze mânia divină. Și Gedeon, când a pus semnul, scrie în Judecător 6:39, a zis, Doamne, am pus odată un semn, să nu te mâni, mai pun odată. Să nu înțelegem pe Dumnezeu greșit, așa cum ar fi un om irascibil. Dumnezeu e doar sfânt și nu suportă abatere de la voia și de la sfințenia sa. Și orice neatenția noastră, orice vorbă ușoratică, cu atât mai mult orice faptă care compromite numele Domnului și care afectează viața lăsată de Dumnezeu, stârnește mânia divină. De aceea să trăim cu teamă sfântă, amin? Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, dacă suntem conștienți sau Domnul ne-a înștiințat că este mâniat pe noi datorită unor stări de păcat, să intrăm în acțiuni corecte de pocăință, să apelăm la ispășirea Domnului Iisus, la judecata proprie, pentru ca să nu se declanșeze mânia divină, dacă încă este în așteptare, datorită faptului că Dumnezeu e încet la mânie, sau dacă deja s-a aprins, atunci să se oprească. Și acum spuneam mai la începutul lecției că Dumnezeu poate să-și oprească mânia dacă noi intervenim cu pocăință. Să ne amintim de momentul din pustie, Numeri, capitolul 25, că doar au fost scrise pentru învățătura noastră. Tinerii evrei au intrat în relații de prietenie, apoi imorale, cu fetele din Moab și scrie în versetul 3, Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Bătrânii au intrat înaintea Domnului cu Moise. Dumnezeu a poruncit să se strângă căpetenile și să spânzure pe cei vinovați, ca mânia aprinsă a Domnului să se întoarcă de la Israel. Dar unii n-au înțeles. Și avem aici un caz când un bărbat dintre evrei a păcătuit în fața celorlalți, aducând o madianită. Și Fineas, scrie în versetul 11, prin actul său, i-a pedepsit urgent pe cei doi, a bătut mânia mea, a zis Domnul, de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru mine. Exact ce spune Domnul Bisericii din Laodicea, pocăiește-te cu râvnă, ca să nu intervine mai departe pedeapsa Domnului. Împăratul Ezechia a cerut poporului, citind din cartea 2 Cronici, capitolul 29 și apoi din 30, să intre în pocăință înaintea Domnului ca să se oprească mânia. În vremea sa, 10 seminții erau duse deja în robie, mai erau 2 și din cele 10 mai erau așa oameni răsfirați, scăpați. 29, versetul 10. Și nu uitați, asta a făcut-o de cum a urcat pe tron. Am de gând, dar să fac legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israel pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. El știa că planează, deja Dumnezeu intrase în anumite acțiuni punitive. Le trimite o scrisoare și la cei din partea de nord, citim în capitolul 30, versetul 8.
Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri. Dați mâna Domnului, veniți la sfântul locaș pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți Domnului Dumnezeului vostru pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la voi. Și scrie aici că unii și-au bătut joc, totuși unii au fost receptivi și cu siguranță Dumnezeu a ținut cont de aceasta. Să ne amintim de situația celor din Ninive. Ce spuneau ei? Poate că Domnul se va căi și își va opri mânia. Și așa s-a întâmplat. Dar cum se poate opri mânia divină? Cum se poate întrerupe pedeapsa? Dacă ne-am pocăit ca cei din Ninive, avea mare har la Domnul. Citesc din capitolul 3, versetele 9 și 10. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? O mânie aprinsă ar fi declanșat nimicirea capitalei lor. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce area. Atunci Domnul s-a căit de rău pe care se hotărâse să le-l facă și nu l-a făcut. În al treilea rând, să ne rugăm uneori cu stăruință pentru ca Domnul să nu ne pedepsească în mânia Lui, să mijlocim și pentru alții. Că ce putem face altceva decât să strigăm la Domnul apelând la îndurarea Lui, la mila Lui, la bunătatea Lui, plin de bunătate și credincioșie, dar asta presupune rugăciune. Să citim câteva cuvinte din psalm care conțin expresii de a nu se declanșa mânia divină. Psalmul 6, versetul 1. Sunt cuvintele lui David. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta. Nu mă mustra cu urgia Ta, cele două valențe, temporară și permanentă a mâniei. Ai milă, Doamne, că-și mă ofilesc, vindecă-mă, Doamne, că-și întremură oasele. Psalmul 20 și... Sunt mai mulți psalmi, nu mai citesc din toți, doar din 38 cu 1 mă opresc. Doamne, nu mă mustra în mânia Ta și nu mă pedepsi în urgia Ta. Exact aceeași expresie. Dar cu siguranță că pentru noi ne rugăm, dar ne rugăm și pentru alții? Sau dacă e vorba de dușmani, spunem, Doamne, fă-i să simtă mânia. Iată cuvinte de mijlocire. Psalmul 106, versetul 23. Se spune că în vremea lui George Washington cineva s-a dus să ceară grațiere pentru un condamnat la moarte. Și a fost întrebat de autorități, este ruda ta? Nu. E prietenul tău? Nu. Dar cine-i? Vecinul. Dar așa bine v-ați înțeles? Încât ai făcut și un drum foarte lung și ajunsese la limită. Și când acolo s-a aflat că de fapt vecinul îi cauzase mari necazuri. Dar ca un bun creștin a intervenit și aflând comandantul că e vorba de un dușman, s-a scontat pocăința lui, ceea ce, din cât știm din cele scrise, s-a și obținut. Și-a dat seama că cineva pe care el îl ura, căruia i-a făcuse rău, s-a rugat pentru el ca să nu fie pedepsit cu moarte. Psalmul 106, versetul 23, și l-a vorbit să-i nimicească. Pare ciudat. Dumnezeu vrea să-i omoare și oamenii spun, Doamne, nu-i omoră. Dumnezeu este stăpân, dar noi, de partea noastră, trebuie să dorim, Doamne, nu să revărsa mânia și urgia. Dar Moise, alesul său, a stătut la mijloc înaintea lui ca să-l abată de la mânia lui și să-l oprească, să-i nimicească. Moise, Samuel au fost mari mijlocitori ca Dumnezeu să se îndure. Să ne ajute Domnul să fim și noi. Și în ultimul rând, încă o aplicație. Primele trei privesc relația cu Domnul. Să avem teamă de Domnul să nu-i se declășeze mânia. Doi, dacă este mâniat pe noi să ne pocăim, dacă cu adevărat.
și trei, să mijlocim pentru noi și pentru alții. Și în ultimul rând, în al patrulea, noi avem voie să facem și noi pe mânioși? În primul rând să eliminăm toate mâniile nemotivate, că sunt tare multe din astea. Știți, când Potifar s-a mâniat pe Iosif și l-a băgat în închisoare, era o mânie motivată la cât bine a făcut Iosif. A fost dezinformat. Balam s-a mâniat pe măgăriță. Ce-o zis beata măgăriță? Eu-s de vină. Nu te-am purtat de atâtea ori. Mânie nemotivată. Eliab, când se duce David în Valea Terebinților, ce știu de ce ai venit, ești așa și așa. Era drept? Nu. Tare ușor se mâni oamenii, pe nedrept. Să ne scape Domnul de asta. Să nu facem și noi pe iute la mânie, că Dumnezeu e cu drept iute la mânie, îl știe adevărul. Dar noi ne mâniem că așa ni se pare nouă, că așa ne-a dezinformat cineva. Iar dacă e vorba de o mânie care spunem noi că e motivat, ești indignat ca părinte că și copiii tăi au păcătuit, ți s-a stârnit o întristare foarte severă văzând păcatul din jur, stări din adunare, cum s-a întâmplat, cum citeam despre Fineas, evident că acum nu mai trebuie săbii. În asemenea situații să învățăm de la Dumnezeu să fim încet la mânie. Iată ce scrie în cartea Proverbe, 14:17. Cine este iute la mânie face prostii. Capitolul acesta, versetul 29. Cine este încet la mânie are multă pricepere. E o diferență majoră. 15:18. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cel încet la mânie potolește neînțelegerile. Toarce în pagina 16:32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Dumnezeu are o valoare desăvârșită pentru că este încet la mânie. Cine se stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Sau cum spune în Noul Testament, în Efeseni, capitolul 4, citim de la versetul 26, mâniați-vă și nu păcătuiți. Dar asta nu se poate numai dacă ești încet la mânie. Versetul 21, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, asociatele mâniei să piară, Doamne, ajută-ne. În încheiere, ca și concluzii, atunci când ne gândim la Dumnezeu, cum este El în mânia Lui, să știm că mânia Domnului conduce încet, dar irevocabil spre evenimentele apocaliptice, spre judecata finală. Dumnezeu, cum spunea prin profeți și uneltele mâniei Lui, vor nimici pământul. Spunea lui Ieremia, veți vedea aceasta în cursul vremurilor. Și poate cel mai complex text este cel din Roman, capitolul 2. De la versetul 5. Dar cu împitrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie. Deci la Dumnezeu nu se prescriu faptele. Toate se adună la dosar. Pentru ziua mâniei, deci din momentul păcatului până în ziua pedepsei, e acea stare încet la mânie. Dar toate se acumulează. Și arătării drepte judecăța lui Dumnezeu care va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume, și explică, totul va merge în viața veșnică sau în pedeapsa veșnică. Și gândiți-vă de câte ori scrie în Apocalipsa de mânia lui Dumnezeu, de foarte multe ori. Acolo e capătul. Dumnezeu a fost încet la mânie. Dar există o zi a mâniei, așa cum am citit aici. Și vor spune, scrie în Apocalipsa 6, munților, peștilor, ascundeți-ne de mânia lui Dumnezeu și de mânia mielului. De aceea să ne ajute bunul Dumnezeu să-L cunoaștem așa cum este. Se va finaliza
mânia lui Dumnezeu cu ceea ce vă citesc din Apocalipsa, capitolul 16, versetul 1. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri, duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Și spune în 15:1, cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Ce frumos va fi când veșnicia viitoare ne mai fi în păcat. Nu va mai fi nevoie Dumnezeu să se mânie și ni se pedepsească. Să fim atenți acum să nu păcătuim. Cu tremurații, vă spunea psalmistul, slujiți Domnului cu frică, scrie în psalmul 4 sau respectiv în psalmul 2, ca să nu ne permitem, pentru că trăim în vreme în care Dumnezeu este interpretat ca și unul care e foarte binevoitor și care ne acordă N libertăți, care, iată, încă nu ne pedepsește, ne îngăduie. Asta spuneau și evrei. Sau, în general, oameni, nu vede, încă nu va acționa. Da, Dumnezeu încă nu a acționat, că nu-i venise vremea să acționeze. Și în ultimul rând să reținem că Domnul, pentru că este încet la mânie, toate astea ne îndeamnă la pocăință. Amin? Așa spune aici, în Romani, capitolul 2, versetul 4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Că altfel ar fi putut să își declanșeze mânia peste noi. Dar toate astea au o limită, cum este scris în Ioan, capitolul 3, versetul 36. Cine crede în Fiul, că aici e scăparea noastră de mânia lui Dumnezeu, are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Domnul să-și suspende mânia de peste noi, să ne fie binevoitor, să fie între noi și el acea relație bună, pace, și să avem parte de îndurările sale. În numele Domnului să fie slăvit. Amin.